Neața, doamnelor, domnilor, în această valiză este puterea supremă, puterea absolută. Este valiza președintelui țării. O să iau această valiză și o să o dau oamenilor să văd ce ar face ei dacă ar fi pentru o zi președinți. O, da, grea e, bă. Dacă aș fi pentru o zi președinte, țineți minte, aș lăsa România amanet fără cuvinte. Dacă aș fi pentru o zi președinte, v-aș amaneta pe toți și nu m-ați prinde. Ține puțin asta. Așa. Aici este puterea absolută. Este valiza președintelui. Okay. Dacă ai fi pentru o zi președinte, ce ai face? Aș veni să la din. Păi, dacă aș fi pentru o zi președinte, mi-aș semna contractul să lucrez mâine la Antena 1, ca reporter. Aș scurta facultatea de medicină. E prea lungă 6 ani. E frecție. Dacă aș fi eu președinte, aș pune toate mașinile să meargă numai cu spatele. Ce ai face dacă ai fi pentru o zi președinte? Păi, ce credeți că aș face? Aș fura cum au furat și ei. Aș introduce, cum să zic, gratuitate la psiholog, pentru toată lumea. Deci serviciile psihologice să fie gratuite. Avem nevoie? Clar avem nevoie. Toată lumea are nevoie. Dăm valiza, dăm puterea înapoi. Numai bine, sănătate, să trăiți, domn președinte. Plec din țară, cu tot cu putere după mine. Dacă e bani, ce stau în foamete asta aici? Cred că m-aș folosi de ziua așa și investi în educație, clar. Tratamente faciale pentru toate femeile, să fie mai frumoase, să se îndrăgostească bărbații de ele mai mult decât sunt, să nu le mai înșele. Ai puterea absolută. Ce ai face dacă ai fi pentru o zi președinte? Poftim, puterea e la tine. O zi, ce ai face? În România? Da, văd că deja pac-pac s-a așezat bine, nu? Da, încerc să mă flexez cu ea. O lege care să ne lase cât mai multe zile libere, să ne ducem toată ziua la mare, să ne distrăm și să putem să, nu știu, să ne plimbăm. Aș da mai multe zile libere de concediu. Aș reîmpăduri toată România și aș face curat și de oameni și de mizerie. Cum e să ai puterea în mână? Cum te simți? Bine. Mă simt bine, să știi, nu mi-o dai mie? Cum te simți cu puterea absolută așa, să ai puterea absolută? Știi că în valiza aia se află cam toate secretele. Cum divin, te simți? Divin, cum să mă simt? Cum te simți? Divin, clar. Transmite un mesaj oamenilor ca și președinte. Ce mesaje le-ai transmite? Iubiți-vă mai mult. Să iubească mai mult. Orice. Orice. Iubiți mai mult. Orice. Un câine, un orice. Iubiți-vă mai mult. Nu mă va înjugați la semafoare. Nu mai claxonați de fiecare dată când aveți. Aveți puțină răbdare. Toate se așează în viață. Cu calm. Toate vin și toate pleacă. Ce mesaj le-ai transmite oamenilor ca și președinte? Păi, ce să le spun? Să pună mâna pe treabă. Uite, aș pasa-o. Atât? Atât. E o responsabilitate prea, prea mare. Prea mare. Prea mare. Și poți te afunzi cu asta. Astăzi îmi iau bilet să plec din țară. Ce vrei să fac aici? Bun, atunci rămâne puterea, o dăm altora, nu puterea. Nu, altul, eu am putere pe dreapta. Cum? Eu am putere aici. Puterea e la tine. O zi, ce ai face? În primul rând m-aș transforma în Vlad Țepeș și cred că n-ar mai exista gram de corupt în țara asta. Și o spun nu din capul meu, din inima mea. Ce aș face? Aș da pensii normale și să fie mulțumită lumea, toată lumea, ca să fie mulțumită. Să fie mulțumită peste tot unde se... Nu m-ați convins, n-ați face, dați-mi puterea înapoi. Credeam că m-am așteptat la mai multe. Nu, mulțumesc. Nu. Aș face ca țara asta să fie cea mai tare țară din Europa. Nu prin, să-ți blește pielea pe mine, nu prin corupție și prin tâmpenie, prin idei adevărate și prin democrație. Ca tinerii să aibă un serviciu și bătrânii să aibă pensia pe care și-au muncit-o ani de zile. Asta trebuie făcut pentru România. Domn președinte, aveți și discurs toate cele bune. Cred că puterea merită să rămână la dumneavoastră. Mulțumesc mult de tot. Votați-mă!